atât în domeniul public cât și cel privat. Aveți ce este interzis, aruncarea gunoiului, mișcarea celor deținuți în zonele amenajate, să nu depozitați gunoiul menajer în locul decât în locurile speciale amenajate, să vă întrețineți curățenia în curți. Poliția locală Târgu Jiu a declarat război cetățenilor certați cu bunul simț. Oamenii legii au demarat o acțiune informativă despre obligațiile pe care le au locuitorii orașului cu privire la regulile de menținere a curățeniei în locurile publice pe raza administrativ-teritorială a municipiului. Acțiunea a avut loc în cartierele din municipiu, piețe și stațiile de troleibuz din oraș. Nu aruncați gunoiul în afara locurilor speciale amenajate, să întrețineți curățenia în curți. Noi de vârsta noastră mai întreținem, nu știu tineretul de astăzi cum face. Oamenii văd cu ochi buni acțiunea polițiștilor. Mai mult, aceștia spun că toți cei care nu păstrează curățenia ar trebui taxați. Educația cei 7 ani de acasă, trebuie fiecare părinte să-și educe copilul. Dar nu. De obicei, vedeți oameni care ajută pe stradă? Mai sunt. Dar sperăm că cu noua lege să intre și ei pe păgașul cel bun, să ne arungem pădure, să poftiți. E bine să fie sancționat? Categoric. De ce? Ai venit, ai mâncat plăcinta și ai aruncat-o jos. De ce? Să plătim om ca să o ridice după el, alt muncă, alt salariu. De ce? Când putem fiecare să ne păstrăm, că atunci suntem toți ordonați și nu mai avem probleme. Aruncați de obicei cu noi pe stradă? Nu. Cum vedeți acțiunea? E foarte bună, binevenită. Ați văzut oameni care aruncă gunoiul pe stradă? Da. Și trebuie să fie sancționați? Ar trebui sancționați, în primul rând. Polițiștii locali atenționează cetățenii cu privire la obligațiile acestora privind curățenia și spun că vor trece la aplicarea de amenzi în cazul în care aceștia vor arunca gunoiul pe domeniul public. Noi am încercat să le aducem la cunoștința cetățenilor despre obligațiile pe care le au în această perioadă, având în vedere că a fost declanșată și luna curățeniei. Este foarte important să știe ce le este interzis să facă, dar și ce obligații au. În caz contrar, riscă să fie sancționați potrivit hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, numărul 19/2002. În ultimele luni au fost aplicate 438 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 16.000 de lei. Așadar, atenție, târgujieni, riscați să vă alegeți cu amenzi usturătoare dacă nu păstrați curățenia sau vandalizați bunuri de pe domeniul public. Amenzile pot ajunge și până la 2.500 de lei.